Bună ziua! Îmi pare bine că ne revedem. Să nu vă sperați de vocea mea, dar am cam răcit, s-a dat drumul la aere condiționate în trenuri. Astăzi ne reîntâlnim și vreau să vorbesc despre o mare sărbătoare a Japoniei. Principala sărbătoare a primăverii în Japonia, de fapt, care este înflorirea copacilor de sakura. Sakura sunt copacii de cireș, în denumirea locală. Iar admirarea florilor în limba japoneză se numește hanami. Hana înseamnă floare, omiru înseamnă a privi. Această sărbătoare nu este o sărbătoare națională, să știți. Nu este trecută nici în calendarele oficiale și nici nu avem zile libere pentru ea. Însă, cu toate acestea, această perioadă este văzută de japonezi, dar și de întreaga lume, drept o mare sărbătoare. În zilele înfloririi cireșilor japonezi, aleile parcurilor, să știți că se umplu de oameni. Ei ies și admiră această minune a naturii. Perioada de înflorire este relativ scurtă, numai de 2 săptămâni. De aceea, japonezii obișnuiesc să iasă seara la plimbare după ora 18, când acești copaci de sakura sunt iluminați și sunt într-o atmosferă feerică și plină de romantism. Tradiția admirării florilor de cireș a apărut la curtea imperială din epoca Heian, undeva între anii 700 și 1100, când aristocrații petreceau, consumau băuturi și admirau florile în toată splendoarea lor. De asemenea, aristocrații vedeau în scurta perioadă de înflorire un sens profund. Ei vedeau claritatea gândirii și curajul. Floarea de cireș este simbolul național al Japoniei. În această perioadă a înfloririi pomilor de cireș, japonezii obișnuiesc să ia masa cu familia, cu prietenii, sub formă de picnic, sub copaci înfloriți. Admirați! Sunt frumoși, nu-i așa? Natura ne oferă o grămadă de minunății. Sunt Ela Inomoto. Asta este ceea ce am vrut să vă prezint astăzi. Vă rog să rămâneți cu mine. Mulțumesc pentru vizionări. Vă rog să vă abonați, dați-mi și un like. M-aș bucura. Și până data viitoare, eu vă urez multă sănătate și pe curând. La revedere!